Am ajuns la TNT după 2 luni de pauză. Astăzi băgăm din nou un salt. Emoțiile sunt la cote maxime, normal. Hai să vedem cum o să decurgă saltul ăsta. N-am mai reușit să ajungem pe aici. Am fost prinși cu festivalurile, dar simt că o să fie blană. Vântul e aproape de zero. Lumea e pe happy mood aici. Hai să urcăm, să vedem cum ne descurcăm. Suntem în loadul numărul 3. Este ora 9:50. Măcar 3 salturi să băgăm astăzi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see what the negativity. But I just slide right by that. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Hai că pornește avionul. A venit la alimentat. Urc acum loadul numărul 9. E ora 13:20. Băieții se duc la îmbarcare. Sunt 3 tandemuri sau 2 tandemuri și restul solo. Se urc în avion în ordine inversă părăsirii. Deci cine urcă ultimul este primul. Mai sunt ceva parașutiști pe cer, de la Aeroclubul Român, care e undeva aici lângă. Sunt vreo 2, 4, 6, și avionul stă să primească liber la decolare. Se încearcă decolarea cu vânt de față întotdeauna. În cazul ăsta o să decoleze în direcția aia. Așteaptă să aterizeze parașutiștii. Noi chiar deasupra pistei, să nu există vreo surpriză. Mai sunt 2 mai sus. Pe stânga se face acrobație. Nu știu cât se vede pe video. Și a plecat. În 15 minute e sus la 4000. La hangar toată lumea pliază, se pregătește pentru următorul load. Toate parașutele care sunt aici sunt pregătite de salt. Iar lângă se face pliaj. Și aici sunt tandemurile care sunt instruite pentru ceea ce urmează să facă la ieșirea din avion. Iar aici pe TV-ul din hangar avem persoanele care sunt în fiecare load. Eu sunt în loadul 11, mai avem un pic de așteptat. Acum de-abia urcă loadul 9. Aici scrie sus cât mai e de așteptat. Avem un nor chiar aici deasupra, să sperăm că nu se pune vreo limită de salturi, că nu știu dacă la experiența pe care o am eu am voie să trec până el. Dar, na, ideea e că e fix în locul unde se lansează din avion. Hai că vedem noi că suntem băieți mari, trecem și pe norul ăsta, oricum n-ai altă variantă. N-am trecut niciodată pe nori, ci că e așa, ca prin ceață, nu vezi nimic. Chiar sunt curios. Fii atent, avem aici mâneca de vânt, care indică direcția și intensitatea vântului, e super importantă. Și lângă, avem săgeata, care indică direcția de aterizare. Tu când ai ieșit din avion, mă rog, ai deschis, după ce ai deschis trebuie să te uiți odată cât de tare bate vântul și odată în ce direcție trebuie să aterizezi. Și lângă îl avem pe domnul arbitru, care dacă
nu aterizezi fix aici în zona asta de aterizare până în jaloane și până în drum, îți dă cartonaș galben sau roșu, depinde ce prostii faci. Hai să vedem cum aterizează băieții ăștia mari. Asta e un avion mic de școală, vine la aterizare. A aterizat cam departe de avea acolo pe jos. Și asta este un avion care trage planorul. Nu știu cât se vede pe video, că are ceva după el. Un cordon. Un alt avion de școală. Ia uite ce frumos îl aduce. Balena asta de AN2. Asta e cel mai sigur avion. Asta chiar dacă îi tace motorul, vine în planare. Este avionul cu care zboară parașutiștii de la Aeroclubul Român. Domnul Marius își învață tandemul ce trebuie să facă la ieșirea din avion. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Bă, tocmai am coborât de la 4000. E cald jos, e cald rău. Sus e mult mai răcoare. La fiecare 100 de metri pe altitudine pe care îi urci, scade temperatura cu 0,65 grade, dacă mi-aduc eu bine aminte, de la cursuri. Deci sus e chiar friguț. Dar se simte blană când ești în cădere liberă. Tocmai am constatat că la saltul numărul 12 de anul ăsta am ieșit la 3820 din avion, am deschis la 1250, am avut cădere liberă 47 de secunde și viteza maximă e cea mai rapidă căderea mea, 266. Deci cădere liberă cu 266 la oră, e top speed-ul meu și am aterizat cu 40. Acum trebuie să mergem la manifest, să vedem când este următorul loc liber. Manifest e aici, în hangarul ăsta. Trebuie să verifici după fiecare salt când ai următorul loc liber. Nu poți să-ți rezervi de dimineață și pentru saltul 1, și pentru 3, și pentru 5. Rezervi după fiecare salt. Bă, din păcate, pe aerodrom mai sunt și incidente. Se pare că s-au lovit două planoare la aterizare. Că nu știu dacă e cineva rănit, dar am auzit că trebuie să cheme zmurdu. Să sperăm că e o veste falsă. Îl are aripa ruptă. Na, nasul. Știi cum e, ți-e frică de lup, nu intri în pădure. Gata, am plecat că trebuie să ajungem și la Samuel. Ideea e că a fost un incident, s-a oprit toată activitatea, o cum plecam. Dar când e un incident, s-a oprit toată activitatea până se lămurește ce și cum. A venit avionul înapoi la
aterizare cu tocul parașutiști. Asta e, cam asta e activitatea într-o zi de aerodrom. Da, dacă vrei să vii oricum e mult mai ieftin decât să sări în tandem. Să sări solo cu tot cu parașută și pliaj te costă doar 265 de lei. Ceea ce mi se pare mult mai ieftin decât aproape 2000 de lei cât e un tandem cu foto, video și toate cele. Deci hai, vă așteptăm la zbor. Ne mai vedem la următoarele episoade să vedem ce mai surprindem pe la aerodrom.